Ucraina, am avut iarăși jucători foarte buni, am încercat să și profităm de această situație conjunctura politică a lor, da. Uite, îți dau un exemplu, am avut în mână un jucător extraordinar, un fundaș central de la Dnepr. Sunt în faliment, nu? Sau au procedură faliment, de faliment, da, nu? Dar până la urmă a preferat să semneze tot în Ucraina. Era în vizorul lui Shakhtar Donetsk. Era greu să concurez cu Shakhtar Donetsk și până la urmă a semnat tot în Ucraina la o altă echipă pe un 6-700 de mii salariu, bănuiesc, nu? Plus sume de transfer, și acolo sunt deci practic tranzacția s-a ridicat la peste un milion care nu știai unde să duce și cum să duce. Mai bine să nu știi. Mai bine să nu știi, da. Deci din punctul ăsta de vedere întâmpinați. Sunt, da. Încercăm să găsim și să convingem jucători care au interes să vină și normal să fie și de calitate, pentru că poți să aduci cantitate avem. Noi încă trebuie să echilibrăm din acest punct de vedere, pentru că sunt costuri foarte mari. Avem și noi un buget în care trebuie să ne limităm, să echilibrăm balanța. Nu poți să faci risipă. Și căutăm foarte mult jucători tineri, jucători care pot fi valorificați. Pot crește, să-i luați, și îi puneți pe tarabă, îi promovați. Pentru că mulți dintre ei, consideră România sau Rapid o trambulină. Da, o